Un fermier își găsește hambarul devastat. Un șobolan este în zonă. Acesta pune capcane, așteaptă câteva nopți, dar nimic. Capcanele sunt goale, iar proviziile dispar în continuare. Încearcă și o metodă mai neortodoxă și otrăvește câteva alimente pentru a-i întinde șobolanului o cursă pe viață și pe moarte. Nimic însă. Se pare că șobolanul a detectat intenția fermierului de a-i face rău și a găsit altă sursă de hrană. Și aceasta nu este doar o simplă poveste, deoarece unii biologi numesc șobolanii diabolic de inteligenți. În continuare vom intra puțin în lumea acestor creaturi de care mulți ar dori să scape, însă adevărata bătălie este cea a inteligenței. Nu uita, dacă ai o întrebare legată de animale, lasă-o în comentarii și eu voi răspunde la ea pe vlog. Ideea de șobolani cu superinteligență pare mai mult sau mai puțin absurdă, pentru că noi credem că doar oamenii au inteligență și animalele acționează doar din instinct. Totuși, nu este așa. Și mă vei întreba, cum testăm inteligența acestor animale fascinante? Un lucru pe care îl fac cercetătorii atunci când vor să studieze orice animal este să-i urmărească activitatea de zi cu zi și s-a urmărit prin studii științifice răspunsul șobolanilor sălbatici la obiecte străine, așa cum sunt capcanele. Primele observații etologice, și când spun etologie, mă refer la știința care studiază comportamentul animalelor, au fost realizate și publicate de un grup de zoologi de la Universitatea din Oxford prin anul 1940. Cu toate acestea, prima lucrare publicată în 1768 aparține lui Robert Smith, care a scris un volum de 218 pagini cu titlul The Universal Directory for Taking Alive and Destroying Rats and All Other Four-Footed and Winged Vermin, Calculated for the Use of the Gentleman, the Farmer and Wirener. Smith captura șobolanii vii în cuști pe care le lăsa timp de câteva zile deschise cu hrană lângă sau în interiorul lor. Șobolanii se obișnuiau cu aceste capcane, intrau și ieșeau din ele fără probleme când vroiau. După o perioadă, capcanele erau armate și în acest fel reușea să prindă cât mai mulți șobolani. După aproape 117 ani, Doty face observații similare cu cele ale lui Smith. Însă observațiile cele mai interesante au fost realizate în timpul războiului de către Dennis Kitty, care a realizat studii cu privire la răspunsul șobolanilor la hrană, inclusiv hrana care a fost otrăvită în prealabil. În unul din experimente, șobolanii se hrăneau cu aproximativ 2 kg de cereale lăsate pe podeaua unui depozit. În ziua a 12-a, cerealele au fost așezate pe o tavă, iar șobolanii au încetat să mai mănânce aproximativ 24 de ore. În acest caz, prezența tăvii a descurajat șobolanii, dar efectul poate fi și mai mare dacă hrana este oferită într-un container mai ciudat. Aceștia pot refuza hrana timp de câteva zile. Concluzia a fost că șobolanul norvegian, pentru că pe el s-au realizat cele mai multe studii, evită orice obiect străin dintr-un habitat familiar, chiar dacă obiectul este periculos sau nu. Poate fi chiar și o grămăjoară de semințe proaspete și apetisante. În momentul când apare un element de noutate în spațiul șobolanului, îi se declanșează o alarmă și pentru el este important să rămână în viață. De aceea va consuma mai puțină hrană și va evita noul obiect. Uneori va trece chiar la distanțe foarte mari de el pentru siguranță, chiar dacă acel obiect este comestibil sau nu. Și aceasta poate fi explicația pentru reputata lor inteligență. Evitarea elementelor noi se numește neofobie. Dar ce provoacă această fobie? În acest moment, cercetătorii nu știu cu exactitate care este cauza acestei fobii. Totuși, se presupune că ar avea legătură cu mirosul sau cu aroma unui aliment necunoscut, poate și cu forma obiectelor din încăpere. Totuși, această fobie se manifestă la exemplarele de șobolani sălbatici. Când vine vorba de șobolanii domestici, așa cum sunt șobolanii de laborator, ezită în prima instanță să se apropie de obiectele noi din cușcă, dar în scurt timp încep să le exploreze. Când este vorba de hrană, aceștia se pot hrăni imediat fără a lua în calcul pericolul. Dar dacă un șobolan
organ sălbatic este într-o cușcă, aceștia pot rămâne retrași într-un colț și vor refuza hrana timp de mai multe zile la rând. Se pare că neofobia este rezultatul selecției naturale. De mii de ani, oamenii au folosit tot felul de capcane și momele otrăvitoare pentru a scăpa de șobolani, iar aceștia s-au adaptat. Au avut cei drept mai mult de 10.000 de ani la dispoziție pentru a se adapta traiului cu oamenii. Așa că dacă urmărești să-ți prinzi acel șobolan care îți vizitează depozitul, ai răbdare și folosește metoda lui Smith. Dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, poți intra și pe acest card, unde v-am pregătit un clip tot despre șobolani și ne vedem acolo. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor, în partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.